Bună ziua, dragi prieteni! Aici suntem alături de Badea Petrea, care e cu oile aici la izvor. Bună ziua, Badea Petre! Bună ziua! Ziua bună! Noi te-am mai văzut pe dumneata la televizor și chiar de aceea am... Păi de mulți ani eu aici, de când m-am fost de 7 ani m-a adus tata, să le dau la ciobani în strungă. Și am stat până la 20 eu la ele și de acolo m-am căsătorit. Am venit din armată, tot ciobani am avut angajați și tot într-una cu oi. Deci de mic sunteți cu oile. De mic copil am avut dragostea de animale. Foarte bine, bine că mai găsim și oameni care iubesc animalele, dar să știți că nu prea mai păi, am văzut domnule, oameni. Nu avem oameni cu cine să lucrăm. Vă cred. Tineretul plecat, bătrânețele care sunt deodată cu mine la 70 și ceva de ani, nu le mai scap acum să urce dealurile și să plimbe animalele. Că-s munciți și rușiniți de muncă care s-a purtat în timpul lui Nicolae, care a înflorit România. Da, și-o fost frumoasă, oameni harnici, oameni muncitori, oameni gospodari, copii cu școală, cu locuri de muncă, cu calificări. Cum a ieșit din calificare, locul de muncă eu v-am pregătit să se angajeze, apartament, garsoneră, să-și întemeieze o familie. Așa îi, aveți mare dreptate. Din 22 de milioane, acum am rămas copii orfani. Vreo 16 mii. 16 milioane. 17 milioane suntem acum. Unde e ajutorul de la mamele care au avut de la 3 copii? I-au dat un 400 de lei, o ajutor. Banul nostru atunci a fost... Cum e acum euro? Aveți dreptate, mare dreptate aveți. Cum a fost euro? Eu ce-am făcut atunci, nu stăpân, cum a zis Nicu. Ce-a făcut tatăl sau nu stăpân ăștia să văruiască, eu nu stăpân să întrețin. Cum e cu animalele pe aici? V-ați întâlnit cu animale sălbatice? Ne-am întâlnit. Marți mi-a apărut un coios, un șacar. Să știți că am auzit că sunt șacal. A apărut și la noi aici la izvoară. Dar l-au luat câinii și l-au fugărit și cred că nu mai bine, că au plecat așa cu strigături. Da. Oițele au luat-o la fugă. Toate. Aici alături de noi avem și câinii, foarte, foarte frumoși acești câini, care au grijă de oițe. Chiar apoi! Hai! Hai! Mă, acum ori vine și cel și le dau drumul aici, în sus. Acolo după ele! Uite furnica! Uite după ele! Hai! Ce fain, le întorce oițele, le aduce la celelalte. Hai! Bravo lor! Hai! Hai, rapid! Sunt harnici ai mnicuți așa? La mulți, da, sunt foarte harnici. Deștept, simțitor. Odată simțește omul, animalul sălbatic, orice, rapid. Îți dă deștire. Îi ceva. Oile mai au laptele, mai mugeți? Mai au, dar puțin, că am miei pe ele. Sunt miei între ele, încă că nu i-am dat. N-ați dat miei. Că nu sunt oameni cu cine să lucrăm. Oile trebuie mulță, laptele trebuie valorificat, trebuie a face treburile, așa cu cine? Cu bunul Dumnezeu din cer. Și așa cresc miei tot cu ele cu aici și după aia vindeți... Și care mineluțele lăsăm și bărbăcașii eu îmi da, să plece. Da. Și... În alte părți, că noi, la noi nu-i voie să mâncăm carne de oaie și de mâine. Pleacă la arabi, pe acolo pe undeva. Pleacă la arabi, pleacă în zonele... unde se consumă și se caută carne de miel, care e cea mai bună.
și carnea cea mai ecologică. Animalele și laptele și carnea sunt ca un fel de medicament. Mănâncă numai plante medicinale. Și mai ales aici la munte. Flori, flori de la dealuri, de la văi, de la munte. Nu mănâncă ca porci toate lăturile și toate de pe gunoaie și de pe tălocul. Un animal curat. Foarte, foarte curat. Curate animale. Și bune. Și văd că sunt foarte frumoase oile. Grijiți bine de ele. Păi nu. Că sunt grase, nu sunt slabe. Sunt animalele mele și eu sunt păstor pe sama mea. Asta, dumneavoastră, animalele. Sama mele animalele și mă interesează de ele. Să nu dormă, să mănânce, să se sătule. Așa da, dacă îmi place și mie să mănânc bine. A, aveți dreptate, așa-i. Altfel grijiți de ele, dacă sunt noastre. Păi altfel, da, și ele atrag la stăpânul lor, că noi, ele, când strâng la ele, cunosc vocea mea, dar noi nu cunoaștem glasul Domnului. Aveți dreptate. Domnul ne spune că să ne pregătim terenul, că ni se apropie zilele de pe urmă și se apropie, dar noi nu credem până nu vine. Du-te înapoi! Ia furnica, Nic! Ia furnica acolo, Nic! Dă pe ea, Nic! Du-te acolo, Nic! Dă pe ea! Hai! Du-te înapoi! Asta-i! Ar fi foarte bine, dar dacă ne-ar opri tineretul să nu mai margă din țară, să stea la lucru, să-i facă meseria ei și să învețe, să lucreze, să le acorde un salar mai bun, condiții mai bune, nu să-i lasă să părăsească țara și să plece. Oamenii își lasă, aud, spun la radio, își lasă copiii și pleacă, domnule, nu-i ceva corect în țara asta românească. Nu-i corect. Dacă omul în stare să-și părăsească locuința și să plece, ca ucrainienii ăștia, să-ți lești tete și să mergi, să aduci un ban din fundul lumii și pe când vine aici, îl distribui, nu știi nimeni pe ce, că tete ți-s urzăcile și bălăliile cresc până la geamuri dacă nu îi ține la casă. Aveți dreptate, că am văzut și mult teren nelucrat cu stinuma și cresc. Terenurile nelucrate. Foarte mult teren nelucrat. Ceaușescu am fost în armată la Caransebe și pe Balta Ialomiței, o irigat malul Dunării și o strâmta și a făcut diguri și a făcut teren arabil. Și era câte 2-3 știuleți pe porumb. Câte pom știuleți. Ca lemnile era de mi-a dus la porumb de siloz. Și nu a fost siloz, că porumb cop. Și-a fost bogăție la noi în țară, numai câte care au venit pe Vișeu, pe Iza, pe Mara, cu mereu oamenii la lucru, cu cai, cu căruțele la transport, la Mălai acolo și nu au fost tractoare și mașini atunci atâtea. Și porumb a rămas să dea și export și în țară să rămâie și să dea și la oameni. Dar dumneavoastră la animale, în afară de iarbă, cum pasc pe aici, le mai dați și ceva bucate? Le-am luat din satul mare 10 tone de porumb și anul trebuie. Nu, trebuie să le mai și dați ceva și bucate. Da. Înseamnă că trebuie. Trebuie ajutate și ele, că oricum. O mâncare bună îi pică bine și la om și la animal. Aveți dreptate, aici la noi zona de munte nu prea să faci, cum se face acolo la satul mare? E zona de munte, dar e o zonă foarte... Foarte bună. Am vorbit cu dip în Germania, Austria, din toate țările. Zona ca la noi în România nu-i nici în toată țară. Unde pădurea se regenerează, e moștenește pădurea după sămânța care a avut o bătrână și răsare fără să plantează, fără să pune muncă direcția asta silvică, că se regenerează e. Și asta face mult la noi, în România. Pe cele țări, dealuri, munți, numai stâncă, nu se fă nimic, numai praful pe ele. Câinii ăștia-i văd, dar cită pe lângă dumneavoastră stau. Păi numai lângă dumneavoastră, nu vă părăsesc, doamne feri. Le frică de mă duce cineva. Ei ce s-or face? Îs frați? Da.
aceia doi sunt frați, și aceia de acolo e măs, așa este ai tatăl său. A, sunt o familie. E familia lor. De aia să înțeleg bine, că n-am să o certi. Să... Asta e copilul meu mic de ajutor. Ăla, am văzut că le întorce ăla micuțul. Ia, furnica acolo e una, ni. E furnica. Acolo e ni. Du-te după ea acolo, ni. Du-te după ea. Du-te după ea, domnul Costel. Hai, hai! 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 Hai la casă de acolo, hai! Hai, fuga! Hai! Asta, asta e copilașul, cum m-a zis dumneavoastră. Hai, hai! Păi dacă n-ar să iasă, nu m-aș putea descurca cu ele. Vă înțeleg, am vă câteva înțeleg. Care le mai mult, că m-am dat niște miei puțini, ni le adună frumos înapoi, tite vin până la, la ultima. Nu rămâne una. Că le frică. Hai, hai! Când au lătrân, hai de acolo! După ele, ni! Du-te acolo după ele, ni! Du-te, furnica, du-te, du-te, hai! Fuga! Asta-i treaba, foarte bine ar merge, dar nu-i cu cine. Domnii din Parlament nu vreau veni să lucreze, numai să botez acolo treburile și așa mor. Cum le vorbesc, că nu-i cine să le clarifice, să le pui la lucru și să se facă, să se îndrepte. Mare dreptate aveți, să știți. Da, păi... Și fân, aveți timp să faceți pentru ele, pentru la iarnă, avem, sau avem, vă face avem... cineva, aveți pe cineva acasă care vă face? Da, cumpărăm de la alții care cumpărați. Au făcut. Și că terenurile mai trebuie lucrate care sunt cu apia asta, cu... Am auzit spuind că terenurile care nu s-au lucrat, care au scos bani înainte, vor fi verificați și vor fi să dea bani înapoi. Da, care... Nu lucra terenurile. Ce vreau să vă mai întreb? Câte oi aveți aici? Sau nu să spui niciodată numărul lor? Păi peste 300 și... Multe, multe. O singură persoană să aibă grijă de atâtea oi. Păi cunosc, mult, greu. Cunosc tactica și practica. Dacă de mic le stați la ele de la 7 ani... Eu dacă mă duc în fața lor, țin seama o ultima oaie, dacă o veni știu că stăte. Între ei, și așa e. Asta e problema cu ele, hai! Pentru că, cum a zis țiganul, teorie, dar practica. Aveți dreptate. Practica e mai mare. Corect, ai, corect. Ai practică, ai de toate. Nu ai tactică, ai șmecherie numai. No, vă mulțumim tare mult că și ne-ați acordat acest interviu. Multă sănătate și mai veniți ne cere noi. Scuză că noi, am intrat cu dumneavoastră și în vorbă. Ajute și mai veniți pe la noi. Mai venim, noi suntem în trecere pe aici și mulțumim tare mult. Avem apă bună, aer bun. Dar cum să nu avem aici? Multă sănătate cu... și să aveți grijă de oi în continuare, da, la fel de bine și vă să... Vă cu suflet și cu plăcere. Să fiți ferit de toate rălele. Da, da.